Copiii au ieșit în pauză. Noi suntem sus, că am făcut atelierul de croitorie sus aici, în școală. Și avem mașinile de cusut aduse din țară. Avem aici mașinile de cusut de anul trecut. Avem materiale cu care să începem trestuțele. A cumpărat Lidia din banii pe care i-am trimis. Laura își pachetează la bagaje și le pune ațe și tot ce am adus noi aici, accesorii. Și tot ce ați donat voi, fier de călcar, nasturi, bendițe. Așa, aici avem trestuțele cu tricolor date de o fată după grup. Dar îi durează până amenajăm. Acum nu știu unde sunt scaunele. Asta e o sală de clasă. O să fac eu un atelier aici de toată frumusețea. Mi-a sosit mașina industrială pe care am comandat-o de când eram în țară. A venit mecanicul și a adus-o. Acum o aranjează. E ora 6 și a lucrat de azi dimineață 75 de trestuțe pentru copilași cu niște mașini junghiuri. Alea electrice n-am avut curent. Astăzi mi s-a tras la atelier curent și am instalat aici. Mulțumesc celor care ați dăruit. Suntem tot în atelier de la ora 5:30. Omul ăsta repară mașinile. Nu mai avem curent. Reparăm la telefon. La mâine băgăm producție. Am făcut mașina industrială. O să vede aici. Dar mâine bag viteză la trestuțe. Caterin este noua fată de la adolescenți care, pe care am pus-o să croiască gentuțe. Am măsurat 32 de centimetri. Aici firul lucrează. Eu reglez mașini. Caterina a învățat să tragă la mașina electrică. Îmi face cordoane la gentuțe. Mulțumim doamnei din Italia care ne-a donat mașina. Izi? You control here, closer. And this finger you make like this or like this. Astăzi am primit musafiri la atelier, au venit să le cos uniformele la copii. Au venit copiii, le-am dat bombonele și așteaptă acum să vadă cum se lucrează aici. Facem la trestuțele lor și Catrin acolo o să croiesc și eu niște rochițe. Domnul Marius îmi face un ștender aici în perete ca să expun marfa și ne lărgim cu atelierul. Mi-a făcut și măsuțe și scaune. Am făcut și eu pentru fete niște improvizații ca să pun un lucru. Mai târziu vă arătăm producția noastră. Așa cum v-am promis, aici în Africa am venit să fac un proiect pentru copiii care nu au ghiozdan. Puteți să vedeți cum ei vin de la școală și au caietele în mână. Show the book. You have books? Așa, you have notebook and pencil? And you don't have pencil case, nothing? Ok. Don't touch me, please. Ok. Mă duc la școală, astăzi am cusut câteva trestuțe și am apucat să spun că le dau. Și acum toată clica asta de copii se ține după mine. You put all the stuff. Ok. Stay here. If you make one step, I don't give you nothing. Ok? I give it to you. Don't show. Ok. Și-au ascuns, au niște pungi de plastic și și-au ascuns ca să pot să le dau și lor 300. Mă duc sus în școală aici unde am făcut atelierul și le aduc. Tu ți-l la copii ăștia? Ha. You like? Ha? Uite așa, așa am început proiectul. N-am pentru tine. Hey, show me the box! Please! Show me the box! Hai! One photo! Here, with the box! Yes! Stay there in the line, așa? In the line.
Da.